Bună, prieteni! Așa cum v-am promis, am revenit cu un nou clip. În acest clip este vorba despre rutina mea de dimineață atunci când sunt într-un concediu. Bineînțeles, într-un concediu în care sunt singură, fără fiul meu, pentru că diferă foarte mult un concediu în care sunt împreună cu fiul meu față de un concediu în care sunt singură. Așa că să începem acest video în care este vorba despre un concediu în care sunt singură. Deci, mă trezesc și îmi caut telefonul prin tot patul pentru a putea intra pe rețelele de socializare pe Instagram, Facebook și Snapchat. Și să fie cam vreo 10 minute, un sfert de oră în care nu mă mai satur de aceste rețele și tot intru pe ele. Ba pe Instagram, ba pe Facebook, ba pe Snapchat și iar le iau de la capăt. Ca să văd ce s-a mai întâmplat, nu? După cum vedeți, încă nu m-am dat jos din pat. Într-un final mă hotăresc, îmi pun telefonul pe nuptieră și încep să aranjez patul. Și vreau să vă menționez că în acest concediu m-am îngrășat 5 kg. Nu! Iar apoi îmi pregătesc halatul și prosopul pentru a intra la duș. Dau drumul la apă, aștept puțin să nu fie foarte rece. Bag puțin piciorul, probez să văd. Ok, și intru la duș. Bineînțeles că nu o să filmez asta, așa că uitați-mă, gata, am și ieșit. Și mă spăl pe dinți. Și vreau să vă menționez că mai era un scurt video în care îmi arătam și modul în care mă machiez și cu ce anume mă machiez, dar din păcate nu s-a înregistrat pe cameră și nu am cum să introduc acel clip și în acest video, așa că vă promit că o să revin cu un nou videoclip în care o să vă arăt fiecare pas pe care îl urmez pentru a efectua machiajul, care nu este foarte complicat. Și bineînțeles, mă spăl pe dinți. Nu știu dacă trebuia să vă filmez și asta. Ce față am, nu! Fiecare dată după ce mă spăl pe dinți și după ce mă spăl pe față, îmi aplic o cremă cu protecție solară 50, mai ales când sunt într-o țară în care este foarte mult soare și sunt foarte multe grade. Și pe corp îmi dau cu o cremă, pe data asta am ales Nivea Body, care îmi place foarte mult pentru că este foarte cremoasă, dar e foarte dificil de întins pe piele, foarte, foarte dificil, adică trebuie să stai foarte mult ca să mă întinzi. Aici deja este machiajul realizat, pentru că eu deja credeam că acel video s-a filmat, dar de fapt nu. Dacă se aude un zgomot ciudat pe fundalul acestui video, să știți că este pisica mea care este lângă mine și doarce.
Ok, cam asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul video. Dacă aveți cumva întrebări, vă aștept ca să le puneți în comentarii. La revedere! Pa, pup! Bye!